Deci care sunt parametrii apei tale? Asta este întrebarea. Cred că ați învățat deja că de câte ori îmi vedeți fața, urmează ori vești proaste, ori ceva într-o atmosferă mai negativă. Acum că suntem așa mai mulți, aproape 4.000 de persoane, mulțumesc pentru cei care s-au abonat. Deci acum că suntem așa de mulți, am ajuns că am această conversație în fiecare zi, aproape în fiecare zi, și am zis că o să fac un episod dedicat acestei întrebări, adică care sunt parametrii apei tale, și acest lucru nu este degeaba. Vreau să vă explic de ce vă cer fiecare dată și de ce anumite conversații se opresc acolo. Atunci când ai o durere și te duci la doctor, ai două variante. Ori doctorul o să-ți dea un diagnostic, probabil pentru că este o situație foarte simplă și se vede și de pe lună problema pe care o ai. Dar în cealaltă variantă, doctorul o să-ți facă un bilet de trimitere sau o fițuică, ceva pe care îți scrie analizele pe care trebuie să le faci. De ce trebuie să faci analize? Pentru că există boli la care acea simptomă poate însemna de la intoxicare până la cancer, orice. Și ultimul lucru pe care vrei tu să faci e să tratezi o durere cu pastile de reumatism pe când tu ai cancer și s-ar putea să fii scăpat dacă începeai tratamentul potrivit la timp. Da? Deci asta este motivul pentru care folosim analize de laborator. Nu mergem la vrăjitoare, nu mergem la ghicite, ci mergem să aflăm adevărul. Și când avem adevărul, atunci știm de unde pornim. Deci diagnoza întotdeauna este primul pas către soluționare. Analizele se exprimă în cifre și unități de măsură, adică sunt lucruri științifice. Și așa ajungem și la parametrii apei, care pot fi exprimați prin pH, de la 1 la 14, dacă mă amintesc bine. Avem GH-ul de la 0 până la 100 de grade germane și avem toxinele, amoniacul, amoniul, nitriții, nitrații. Și e o categorie aparte despre care se vorbește foarte rar, dar care totuși corelează foarte bine cu nitrații, și anume cantitatea de materie organică dizolvată în apă. Acest lucru este foarte important pentru că materie organică poate să fie 11.000 de compuși chimici. Unele pot fi toxice, altele mai puțin, dar ideea este că pot contribui la distrugerea peștilor sau altor animale sau plante de acvariu. Acum o să omit să vorbesc pe îndelete despre acest subiect al materiei organice, dar ce trebuie să rețineți, că acolo unde aveți o cantitate mare de nitrați, aveți și materie organică dizolvată. Aveți și tot felul de particule de care sunt atașate diverse bacterii. Aceste bacterii în cantități mici nu fac nicio problemă pentru pești, pentru că acești pești au și ei sistem imunitar și sistemul lor imunitar poate să îi ajute să lupte împotriva unui număr mic de bacterii. Însă când ajungem la subiectul exces, avem o problemă, pentru că avem un număr limitat de celule imune și avem un număr din ce în ce mai mare de bacterii cu care trebuie să se lupte. Și asta înseamnă că la un moment dat o să se rupă barajul, adică o să intre bacteriile unde vor ele. Tot legat de imunitate este și nivelul nitraților, care dacă sunt în cantitate mare, ajungând în intestinul peștilor, se vor descompune și vor forma nitriți, iar nitriții, după cum știm bine, vor asfixia peștii. Deci de asta nu trebuie să avem nitriți, de asta trebuie să avem acvarii cu filtru ciclat și de asta trebuie să avem acvariu cu nitrați puțin, da? Deci din nitrați putem să avem și nitriți, ceea ce nu este de dorit. pH-ul nepotrivit poate să omoare pești în câteva minute și asta poate să vă povestească unii din abonații mei cu care am stat de vorbă în ultima perioadă.
abonați care n-au avut foarte mulți pești în acvariu, dar i-au băgat în apa nepotrivită, ca și pH. Deci atunci când cumpărăm pești, întotdeauna trebuie să știm ce fel de apă îi se potrivește și ar fi bine câteodată să măsurăm și apa pe care o aducem de la magazin, pentru că apa respectivă poate să fie complet diferită față de apa de transport cu care au venit în țară, poate să fie diferită de ce au nevoie peștii noștri și poate să fie diferită de ce avem noi în acvariu. Deci avem niște lucruri pe care trebuie să le documentăm, să aflăm ce nevoie au peștii și ce avem în acvariu. GH-ul este o altă problemă, pentru că în momentul în care tu ai băgat un pește de apă dură, cum este guppy sau molly, în apă de duritate foarte scăzută, de exemplu o apă foarte moale din vestul țării, unde avem în jur de 4 grade germane, acel pește o să se dezintegreze treptat. Nu va fi o chestie spectaculoasă de la un minut la celălalt, dar în mod cert pot să vă garantez că acel pește nu o să trăiască cât trebuie. Temperatura este o chestie banală. Majoritatea peștilor putem să ținem la 24 de grade. Aici nu are rost să intru prea mult în discuții, dar întotdeauna, cum am zis, trebuie să știm care sunt nevoile peștilor. Așa că în momentul în care apelați la mine și aveți pești care se comportă ciudat, stau prea mult aproape de suprafața apei sau stau prea mult pe fundul acvariului, întotdeauna gândiți-vă că există posibilitatea asta ca apa să aibă ceva probleme. Ori să nu fie compatibilă cu specia, ori, care este cel mai întâlnit caz, este o apă care este plină de toxine, inclusiv materie organică dizolvată. Materia organică nu prea o măsurăm, dar cum am zis, dacă avem nitrații, putem să ne facem o idee cam ce este acumulat și în sistem. Dacă avem diagnoza, deja putem să trecem la partea de soluționare, pentru că sunt niște pași simpli. Dacă ai prea mulți nitrați, trebuie să-i scazi. Pentru asta avem schimburi de apă, în primul rând, asta e primul ajutor, și avem reducerea populației de pești, mărirea acvariului, adică schimbăm acvariul cu unul mai mare, și avem plantarea. Plantarea, după cum știți, ajută destul de mult, dar un acvariu suprapopulat este suprapopulat pentru că producția de nitrați este mult mai mare decât poate sistemul să neutralizeze. Bine, e și varianta de spațiu, dar acum vorbim doar de chimie, nu vorbim și de nevoile, să zic așa, psihologice ale peștilor, spațiu de explorat și alte lucruri din astea interesante. Așa că am rugămintea că dacă aveți posibilitatea materială să vă achiziționați aceste teste. Cea mai ieftină variantă, care totuși nu trebuie neglijată, este un test lichid de amoniu și amoniac, adică este un singur test care poate să arate în funcție de pH dacă ai amoniu sau amoniac, și un test combinat din acela pe bandă de hârtie. Nu are cea mai mare precizie, dar vă garantez că dacă aveți 250 părți pe milion de nitrați, atunci sigur nu o să vă arate 10 și nu o să vă arate 2000. Deci un test de amoniu-amoniac și un test combo din acesta de 5 în 1 sau 6 în 1 și un test de pH ar fi binevenit, ori puteți folosi eventual informațiile furnizate de compania de apă, adică compania care vă furnizează apa potabilă prin robinet. Puteți să întrebați sau să căutați pe site-ul lor, după cum am mai zis și acum un an probabil, adică sunt obligate, din câte știu, să publice pe site parametrii apei și de acolo aflați și duritatea și aflați și pH-ul apei. Câteodată aflați și nitrații, așa că pregătiți-vă arsenalul pentru aceste conversații. Și chiar dacă nu vorbiți cu mine, aveți măcar pentru voi informația aceasta și astfel puteți să învățați și felul în care se comportă acvariul vostru. Iar prin comportament mă refer la cât de repede cresc nitrații, cât de mult poate să oscileze duritatea apei în funcție de evaporare, deci dacă ai acvariu cu capac sau fără capac, și multe alte lucruri. Și un ultim sfat: nu vă modificați pH-ul apei, pentru că e ceva cu care puteți să vă omorâți peștii foarte repede și foarte ușor și înainte să vă dați seama ce s-a întâmplat de fapt.
Asta ar fi pentru astăzi. Mulțumesc pentru atenție și ne vedem la un loc ferit de ploaie. Salut!